lucrări avansate la Spitalul Veronica, primul centru medico-social gratuit din țară. Se depun toate eforturile pentru ca în cel mai scurt timp lucrările să fie gata. Suntem la nivelul 3 al clădirii de la Veronica, unde se compartimentează zona de cabinete de medicină de familie, pediatrie, acolo că va fi cardiologia și medicina internă. Să avem deja scara exterioară amplasată, mai trebuie niște mici lucrări de updatare, să spunem, trebuie puse treptele, trebuie văzut structura exterioară a scării și, sigur, să avem și liftul, de aștept să mă cu el toată ziua în clădire. Pe de altă parte, tot aici, acum băieții lucrează la montarea scheletului pentru structura de rigips care a fost comandată. Mai dăm comandă zilele acestea și de CT și de remene, adică avem și piesele grele. Durează câteva luni bune până ce ajung aceste lucruri la noi. În câteva zile, clădirea spitalului va fi compartimentată, iar apoi vor fi puse ferestre și instalațiile electrice de apă și încălzire. Etajul 2 este alocat specialităților chirurgicale. Va avea aici două cabinete de stomatologie, unul pentru adulți și unul pentru copii. Va avea un cabinet de ginecologie, unul de ORL și de oftalmă. Etajul 1 este zona rezervată internărilor de zi. Vom avea aici trei specialități la mare căutare. Prima, bănesc că știți, este cea de pediatrie. Vom avea o zonă de ginecologie și una de cardiologie. Primul centru medico-social gratuit din țară va avea 24 de cabinete medicale cu o multitudine de specialități, printre care obstetrică, ginecologie, neonatologie, endocrinologie, precum și un centru de fiziokinetoterapie, altul de consiliere împotriva adicțiilor și o cantină socială. Lucrările se preconizează a fi gata la finalul anului.